Judecătorul Amer Jabre de la Curtea de Apel București este iarăși într-o formă de zile mari. A elaborat o nouă hotărâre demnă de a fi prezentată în toate cercurile de specialitate juridică din România. Amer Jabre de la Curtea de Apel București a desființat obligativitatea purtării măștii în spații publice închise și deschise. Dreptul la viața privată implică dreptul fiecăruia de a dispune de propriul corp. Obligarea de a amplasa pe față un material e ingerință în drepturile la viață privată și la propria imagine, încălcarea demnității umane și a integrității persoanei, relatează Lumea Justiției. Miercuri 12 ianuarie 2022, Jabre a motivat sentința numărul 1950/2021, pronunțată la 16 decembrie, prin care a desființat obligativitatea purtării măștilor, atât în spații deschise cât și în spații închise. Respinge cererea de intervenție accesorie a petentului MAI în favoarea părâtului Guvernului României ca inadmisibilă în principiu. Respinge excepția lipsei de obiect a acțiunii și a lipsei de interes ca neîntemeiate, admite excepția lipsei calității procesuale pasive a părâtului CNSU. Totul a început la data de 8 ianuarie 2021, când plutonierul major Cătălin Irinel Balauca de la ISU București a atacat la Curtea de Apel hotărârea de guvern numărul 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă din decembrie 2020 până în ianuarie 2021.